Domnule Seidler, sunteți deputat. Ați primit și dumneavoastră poate astfel de mesaje de amenințare? Sunt mulți parlamentari care au primit aceste mesaje. Da, am primit și eu, dar acum o lună, deci nu e o chestiune recentă. De altfel, patru colegi de-ai mei au și depus la vremea respectivă o plângere penală și așteptăm ancheta și rezultatul. Da, de la un număr de telefon care pare să fie un fel de... Adică nu pare să fie a unei persoane, ci un fel de număr de telefon folosit strict pentru acest... pentru această campanie de mesaje, dar primim oricum și amenințări mult mai subtile. Aveți grijă, las că știm, noi să dormiți iepurește. Pe că astea sunt, din păcate, instrumentele și mai subtile și și mai evidente ca mesajul pe care l-ați citat și pe care l-am primit și eu, ale unora care de teamă, dintr-o teamă irațională și lipsită de orice bază științifică, înțeleg să lupte pentru o idee, amenințându-i pe alții cu moartea. E ceva dincolo de orice logică și dincolo de rațional și dincolo chiar de litera legii, din punctul nostru de vedere. Spuneți că sunt colegii noastre care au depus plângeri la poliție, au primit până acum vreun rezultat? Poliția face în aceste momente ancheta, măcar un indiciu, o audiere, ceva? Știți ce se întâmplă cu aceste anchete? Nu, și nici nu e normal din perspectiva legii penale, ancheta penală în această etapă. Măcar colegii dumneavoastră să fi fost audiat, zic. Nu știu dacă acest lucru s-a întâmplat. Dumneavoastră ați depus o plângere penală? Nu am depus o plângere penală în acest sens. La vremea respectivă am crezut că e doar, un descreierat care a avut o zi mai înflăcărată, dar acum, văzând că lucrurile devin mult mai serioase, iau în considerare, anunc această posibilitate din punct de vedere legal. Domnule Bușoi, vin și la dumneavoastră pentru că este extrem de grav. Deputați, senatori, de asemenea, primesc astfel de mesaje de amenințare cu moartea. Avem un exemplu de acest mesaj. Ai grijă cum votezi legea certificatului verde, îți dau foc ție și familiei tale. Colegii dumneavoastră, ați primit astfel de mesaje? Eu personal nu am primit pentru că sunt membru al Parlamentului European și acolo sigur am votat la momentul respectiv ideea de certificat digital pentru libera circulație și pentru a facilita libera circulație în interiorul Uniunii Europene, dar sigur urma ca statele membre să-l implementeze. Mie însă mi se pare extrem de grav, eu nu cred că este vorba de mesaje de la cetățenii nemulțumiți, speriați de efectele vaccinului, speriați că li se vor suspenda raporturile de muncă. Eu cred că este o campanie regizată. De cine, domnule Bușoi? Cel mai probabil de membrii sau simpatizanții AUR, care nu ascund faptul că folosesc toate metodele până la limita democrației, pentru că intimidarea, amenințarea cu violența, sunt deja lucruri la limita legii sau chiar cu încălcarea legii și evident nu fac parte din arsenalul unei societăți democratice. Și cred că lucrul acesta trebuie în mod clar anchetat și acolo unde s-a încălcat legea persoanele să răspundă. Legat de situația de ieri, e bine că nu s-a escaladat. Cred că o parte dintre cei care au gândit acel protest și ar fi dorit să se victimizeze sau să pară că sunt victimele efortelor de ordine care fac și desfac. Și am văzut că totuși cel puțin persoanele bănuite că au incendiat mașinile au fost deja audiate. Înțeleg că a fost și reținut cineva care avea și niște arme sau niște obiecte care nu trebuiau să fie asupra sa. Adică trebuie să meargă țintit către acele persoane care pot fi identificate de pe filmările camerelor de la Parlament, de pe filmările camerelor celor care făceau parte din cordonul de jandarmerie și trase la răspundere. Altfel, parlamentarii nu trebuie să se lase impresionați sau timorați. E spre binele tuturor să introducem aceste măsuri de protecție a sănătății publice, chiar și spre binele celor care refuză să se vaccineze și care, în urmă cu câteva săptămâni, știți bine situația dramatică în care foarte mulți români nevaccinați se aflau în situație gravă sau chiar au murit și riscă aceste persoane nevaccinate să imediat pățească la fel în următorul val, care probabil va fi
10 ianuarie, sfârșitul lui februarie.